Accidentul a avut loc aseară după ora 19 la ieșirea din Buzău, în apropierea sensului giratoriu de la Hanul lui Țintă. În timp ce rula spre București, un autoturism Dacia a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autocar. Șoferul autoturismului a decedat, iar cel al autocarului a fost rănit și transportat la spital. Am văzut nimic. Mă înțelegeți? Nu am văzut nimic. Loganul vinea din fața mea către Ploiești și la un moment dat a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu autocarul care a intrat în defrișaj și s-a întâmplat ceea ce vedeți. Ori oboseala, ori a vorbit la telefon și o clipă de neatenție a dus unde a dus. În urma impactului, autoturismul a fost pulverizat în zeci de bucăți pe șosea, iar șoferul a murit pe loc. În dinamica accidentului a intrat și un jeep care se deplasa spre Buzău, acroșat de Logan, după impactul cu autocarul. Pe DN285, în afara municipiului Buzău, s-a produs un eveniment rutier. Un autoturism marca Logan, ce se deplasa din direcția Buzău către București, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un autocar ce se deplasa din direcție opusă. Din eveniment a rezultat decesul unei persoane ce se afla în autoturismul marca Logan. Autocarul a părăsit partea carosabilă, încercând să evite impactul. Autoturismul a acroșat un alt autoturism ce se deplasa din direcția București către Buzău. În urma accidentului, circulația pe un sector din DN2 a fost întreruptă mai bine de 2 ore, timp în care traficul spre București a fost deviat pe o rută ocolitoare.